Bunga Sit, Ubits Credit. Bun găsit, iubiți credincioși, dragi telespectatori! Suntem din nou împreună în duminica dinaintea Marelui Praznic, marii sărbători pe care o așteaptă toată creștinătatea, toată ortodoxia, dar de ce să nu spunem tot Universul. Suntem în duminica dinaintea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, în care ni se vorbește de genealogia Mântuitorului Iisus Hristos și ni se vorbește, bineînțeles, și de atât de minunata bună vestire pe care iată o primește dreptul Iosif, o primește și cu el toată omenirea care se îndoiește, toată omenirea care nu mai poate să creadă, iată primește această bună vestire de la Arhanghelul Gavril, de la Dumnezeu prin Arhanghelul Gavril, că ni se naște nouă Mântuitor. Deci, duminica, cu o duminică înainte de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, suntem împreună pentru a vorbi despre această singură noutate absolută, singura noutate absolută sub soare, așa cum spune Sfântul Ioan Damaschinul. Nimic nou sub soare, spune în Vechiul Testament, iar Sfântul Ioan Damaschinul spune: iată, singura noutate absolută este întruparea Domnului, nașterea Domnului și toate celelalte care au dus din mila lui Dumnezeu la învierea Domnului și mântuirea noastră, învierea noastră, răscumpărarea noastră. Astăzi, Sfânta noastră Biserică Ortodoxă face pomenirea Sfântului Cuvios Danil Sihastru. Nu cred că există român, nu există credincios, nu există moldovean care să nu-l cunoască pe Sfântul Danil Sihastru, cel care a făcut atât de bine, până la urmă și unui om de stat, unui om care nu e așa, a adus atâta bucurie, atâta dragoste neamului său. De asemenea, Sfânta noastră Biserică face pomenirea Sfinților Mucenici Sebastian și Zoe și a celor din preună cu dânsii și a Sfântului Ierarh Modest. Iubiți credincioși, după cum suntem obișnuiți, avem în această duminică un cuvânt, de asemenea și în această duminică, un cuvânt al Ierarhului, pe care vă rog să-l ascultăm împreună, după care vom vorbi despre o minune pe care o așteaptă și Dumnezeu, a așteptat-o Dumnezeu mii de ani, mii de ani, a așteptat-o Dumnezeu ca să poată să ne facă nouă această bucurie a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă este pregătit cuvântul, să-l ascultăm și ne întoarcem împreună în emisie. Suntem în duminica dinaintea marii sărbători a nașterii Fiului lui Dumnezeu cu trup, a pruncului Iisus. În această sfântă duminică, Sfânta Evanghelie are chiar un titlu: Cartea neamului Iisus Hristos, Fiul lui David, Fiul lui Avraam. Și iată, este vorba de o naștere după trup, despre care ne vorbește Sfântul Evanghelist Matei. Este singurul care are două nașteri, Domnul nostru Iisus Hristos. Are și o naștere din Tatăl, din Dumnezeu, fără de mamă. Despre aceasta ne vorbesc doi evangheliști, Sfântul Evanghelist Ioan
ne vorbește de acea naștere tainică, lumină din lumină. Iar Sfântul Evanghelist Luca ne arată pe înțelesul nostru nașterea cea din tâi a Fiului lui Dumnezeu, este Fiul lui Enos, Fiul lui Set, Fiul lui Adam, Fiul lui Dumnezeu. Ca să înțelegem că Adam era în Fiul lui Dumnezeu cuprins, că este chipul Fiului lui Dumnezeu. Dar iată, să istorisim ce cuprinde Evanghelia de astăzi la nașterea după trup a Fiului lui Dumnezeu. Mama sa era Fecioara Maria. Mama sa a avut o scară de suiș până la neamul pe care îl prezintă Sfânta Evanghelie. Și iată este fiul lui Avraam, cel ales de Dumnezeu ca cel mai credincios om din istoria omenirii, care făcea dreptate înaintea lui Dumnezeu și niciodată nu se mira dacă nu înțelegea ceea ce îi spunea Dumnezeu, pentru că știa că Dumnezeu este și bun, și drept, și sfânt. Avem o înșiruire de neamuri. Această înșiruire este ca o scară a lui Iacob, de care ni se vorbește în cartea lui Moise. Și iată, sunt prezentate de trei ori câte 14 neamuri. De ce este această prezentare? Pentru că are o semnificație simbolică. Și anume, 7 este cifra plinătății. 7 sunt darurile Sfântului Duh. Ele sunt așezate dublu. Pentru că, iată, avem două începuturi. Începutul creației, care este cu adevărat începutul lumii și al omului, și restaurarea creației. De aceea sunt puse darurile împreună, 7 plus 7, care arată de două ori 7 un supraplin al dragostei dumnezeiești, că Dumnezeu își arată dragostea în creație, dar și mai mult și-o arată în răscumpărarea creației prin Fiul Său, cel unul născut din Fecioara Maria. De trei ori câte 14 neamuri, pentru că Sfânta Treime este cu adevărat la baza creației și a restaurării neamului omenesc. Sunt împățișate mai multe femei de neam străin, trei femei de neam străin, păgâne, chiar și femei ușoare, ca să ni se arate că dacă fac parte aceste femei străine de neamul cel ales și unele dintre ele păcătoase, toate trei având această pecete de femei păcătoase, ca să înțelegem că păcatul va fi curmat de cel ce se naște. Ele sunt femei păgâne, ca să înțelegem că Fiul lui Dumnezeu a venit și pentru păgâni. De aceea neamul lui Avraam nu rămâne curat, ci urmașii lui Avraam se amestecă și cu femeile păgâne. Și toate acestea arată înțelepciunea și chemarea lui Dumnezeu către întreg neamul omenesc. Și după ce se ajunge la treapta cea de jos, pornind de la Avraam, și se ajunge la Iosif, logodnicul Mariei. Iosif era din neam împărătesc și Maria era din neam arhieresc. Și iată, este genealogia prezentată pe linie bărbătească, dar ne excluzând pe Maria, care este de spiță arhierească. Apoi ni se istorisește cum a fost nașterea
lui Iisus Hristos, călugodită fiind Maria cu Iosif, s-a aflat în pântece de la Duhul Sfânt Rod. Fără știrea lui Iosif, a pogorât Fiul lui Dumnezeu prin vestirea Arhanghelului Gabriel. Iosif a cunoscut mai târziu că Fecioara a primit în pântece. Nu cunoștea taina. De aceea, el s-a înspăimântat că plecând de la muncă, ea a fost necinstită de cineva. Și sfios fiind și drept, a vrut să o lase nascuns. Dar Îngerul Domnului descoperă taina. Nu te teme lua pe Maria logodnica ta, că ce s-a zămislit întrânsă este de la Duhul Sfânt. Și a luat-o Iosif logodnică, că dacă nu o făcea logodnică, era pericolul să fie ucisă cu pietre, că așa erau pedepsite fetele nemăritate care aveau copii. Și iată, Iosif o ocrotește și primește să fie tatăl, văzut de cei din jur tată drept, dar de Dumnezeu un simplu paznic al cinstei și fecioriei celei preacurate Fecioarei Maria, care rămâne mereu Fecioară. Ni se arată în Sfânta Evanghelie că i-a născut de la Duhul Sfânt, care s-a pogorât asupra ei și întrupându-se Fiul lui Dumnezeu, după ce Duhul Sfânt a curățit de păcat strămoșesc pe Maria, iată a născut un rod sfânt, pentru că s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, care este lumină din lumină, din Tatăl cel Ceresc, și de aceea și Îngerul l-a numit pe pruncul Mariei Sfântul care se va naște dintr-însa. Sfântul vine să aducă sfințenia. De aceea, iată, noi ne pregătim să ne umplem de sfințenie. Peste o săptămână vom fi cu mintea și cu inima în Betleem, dar nu va trebui să ajungem în Betleemul din Țara Sfântă, pentru că Dumnezeu va face prin credința, rugăciunea și nădejdea noastră, din sufletele noastre, iesle lui Hristos, ca El să-și înnoiască nașterea sa în sufletele noastre. Să ne rugăm așadar, în această săptămână, care a mai rămas până la nașterea Domnului, să avem credință vie, rugăciune plină de lumină și postire curată, ca să ajungem și noi, ca păstorii, să simțim bucuria, să primim lumina nașterii Domnului și să ne închinăm în Betleemul nostru românesc, care este orice biserică, și avem și un reper al Betleemului nostru românesc, chiar peștera Sfântului Andrei, unde s-a adus pentru prima dată vestea că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, s-a născut în peștera din Betleem. Suntem din nou împreună, iubiți credincioși și dragi telespectatori. Îngăduiți-mi să-i mulțumesc în al Preasfințitului Părinte, Părintelui nostru Teodosie, pentru cuvântul de învățătură și pentru disponibilitatea de a fi prezent în această modalitate de fiecare dată în emisiunea noastră, în mijlocul nostru, într-un fel anume. Iată, după cum spunea și în al Preasfințitul, după cum arată și calendarul, după cum simțim și noi, după o alergare
de câteva săptămâni bune, ne apropiem cu pași mărunți de praznicul mult așteptat, praznicul mult minunat, maica tuturor praznicelor, și anume nașterea Domnului Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Este un praznic minunat, o sărbătoare minunată care, sigur, aduce fiecăruia dintre noi, în măsura în care dorește să-și aprindă candela inimii, aduce lumină, bucurie, pace, răbdare, iertare, toate celelalte care ne fac pe noi să fim asemenea lui Dumnezeu sau să îl dorim pe Dumnezeu. Sigur că, indiferent de felul în care ne-am pregătit pentru această întâlnire, noi creștinii, noi cei care suntem în Biserica lui Hristos, sărbătorim, prăznuim în fiecare duminică și la fiecare sfântă liturghie un Paște, o cinzecime, o naștere. Toate acestea le simțim și le prăznuim. Numai că, iată, avem și un moment istoric pe care îl prăznuim, și anume nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, care este un moment istoric, este, să zicem, petrecut în timpul cezarului Augustus, este legat de domnia lui Irod, sunt atâtea lucruri, atâtea date care arată istoricitatea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adică nu este doar o închipuire, doar o iluzie sau doar un bas, că Iisus Hristos a luat trup de om, a trăit printre noi, a trăit printre noi cu acest trup, să spunem, de o ființă întru totul cu al nostru după firea omenească, afară de păcat, și cu adevărat a murit și a înviat și așteaptă prin unire cu El să înviem și noi și ne așteaptă pe toți. Pentru azi avem o întâlnire frumoasă, o întâlnire cu o persoană minunată, și nu vă spun mai multe, o persoană minunată pe care noi o rugăm și o invităm să vină de fiecare dată la noi. Eu am invitat-o astăzi într-un fel anume, am invitat această persoană să fie prezentă cu noi în casele dumneavoastră, să fie prezentă cu noi și să rămână toată săptămâna aceasta și, dacă este cu putință, cât mai mult să rămână în casele noastre până atunci când toate se vor fi împlinit pentru noi. Așadar, azi vorbim despre genealogia Mântuitorului Iisus Hristos, vorbește de fapt Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Cine este Matei? Este fostul Levi care a murit ca să se nască Matei, fostul Vameș, care de bună seamă că știa să facă tabele, știa să facă, să culeagă date de stare civilă, și iată că un defect profesional, să spunem așa, încât nu lasă nicio virgulă, nicio frântură de virgulă la o parte pentru a arăta că după trup Mântuitorul nostru Iisus Hristos are un trup aidoma oricărui dintre oameni, și că după trup se aseamănă nouă întru totul, și că după trup există o genealogie, să spunem, o legătură de sânge, dar această legătură trece de istoricitate, trece de simplu registru de stare civilă și trece prin David, prin Avraam, la alt evanghelist, de Adam, și ajunge la Dumnezeu. Pentru că, nu e așa, Mântuitorul Iisus Hristos mai este și numit și noul Adam, și noi împreună cu cei care am înviat cu El suntem numiți tot Adamul, cei care am murit cu Hristos și am înviat cu Hristos suntem Adam, cel care, bineînțeles,
nu s-a mai apropiat de pomul răului, cunoștinței răului. Avem o întrebare pentru concursul de astăzi. Cine este prorocul de care amintește Arhanghelul Gavril dreptul lui Iosif? De care îi amintește Arhanghelul Gavril dreptul lui Iosif? Deci Arhanghelul Gavril aduce o bună vestire, așa cum îi aduce Maicii Domnului vestea acum că, iată, se va naște din tine Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, cum spune Maica Domnului, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, acest fiat minunat, sublim, fie mie după cuvântul tău, iată acestui cuvânt îi urmează în mod necesar și o complicație, să spunem, de ordin social, și anume că dreptul Iosif este cu totul cutremurat, este cu totul depășit. Dreptul Iosif se va comporta așa cum ne comportăm cei mai mulți dintre noi. Vom reveni asupra acestei chestiuni, înțeleg că avem deja răspunsul. Bine ați venit, sunteți în direct. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Sărut mâna, Părinte, sănătate poporului român și tuturor popoarelor alături de noi, frați, întru Hristos. Este răspunsul... Răspunsul la întrebare este vorba de prorocul Isaia. Da, așa este, Părinte, aveți dreptate. Dacă îmi permiteți, să spun doar câteva lucruri, câteva gânduri despre Maica Domnului. Chiar vă rog, aseară am avut o întâlnire... A nu o accepta pe Maica Domnului, a nu o respecta. Da. Vă ascult. Asta înseamnă a nega dumnezeirea. Așa cred eu că, ca și când nu ne-am respectat mama proprie, mama noastră din ceruri, care ne-a ajutat într-o dumnezeire să ne apropiem de Dumnezeu. Maica, suntem datori Maicii Domnului, datori cu totul, pentru că Maica Domnului este mijlocitoarea între noi și dumnezeire. Iar a nu o respecta și a nu accepta alături de sfinți, alături de biserică, înseamnă a rupe o mână, un picior din ceea ce se cheamă dumnezeirea noastră. Chiar inima. Da, Părinte, pentru că ea și-a pus chiar inima, pentru că ea și-a pus pentru noi el și-a pus ființa. Și dacă Dumnezeu a găsit-o vas curat și este numită năstrapă de aur și este, are superlativele absolute în toate, toți, și însă și Iisus Hristos în chinurile mari o iubește și o dă în grija apostolului Ioan. Deci noi de ce nu am respectat-o? Noi de ce n-am admit-o? Noi suntem mai presus? O să vă spun. Mulțumesc mult da. Și dacă... O să vă răspund. Aseară am avut o întâlnire cu credincioșii la librăria brâncovenească, la curtea brâncovenească, în care am vorbit despre înomenirea Domnului și pentru îndumnezeirea omului. Am vorbit de asemenea și despre Maica Domnului. A fost o seară absolut minunată, o seară absolut minunată în care Maica Domnului a fost anfitrioana, Maica Domnului a fost invitatul de onoare, ne-am simțit binecuvântați cu totul. Cred că ați ținut să spuneți acest cuvânt, ați câștigat cartea, adică răspunsul este corect, ați ținut să spuneți acest cuvânt probabil datorită emisiunii de data trecută și bine ați făcut, fiindcă cu adevărat am spus că avem un invitat astăzi și invitatul de astăzi este Maica Domnului. De ce spun aceasta? Pentru că de multe ori ni s-a întâmplat ca de Crăciun să uităm să punem un tacâm. De Crăciun uităm să punem un scaun și un tacâm pentru cel mai important, cea mai importantă persoană care, dacă vreți, prilejuiește și ajută la împlinirea
lucrării dumnezeiești, economiei dumnezeiești, a tuturor tainelor și anume Maica Domnului. De multe ori noi sigur că vorbim despre Crăciun, vorbim despre nașterea pruncușorului, despre stea, despre magi, dar uităm că acolo, în peștera din Betleem, în locul cel mai smerit, unde probabil că nu și-ar dori, nu probabil, sigur, nu și-ar dori nimeni să nască și să se nască, acolo Maica Domnului a dus pe lume, l-a născut pe Dumnezeu. Ei bine, sigur că de multe ori, de cele mai multe ori uităm de Maica Domnului și în momentul acesta extraordinar al nașterii pruncului, fiind copleșiți de noutatea aceasta absolută, o uităm pe Maica Domnului, dar nu pentru că nu ne-am aduce neapărat aminte de contribuția ei, de valoare, de lucrarea Maicii Domnului, ci pentru că Maica Domnului are ca icoană smerenia, imaginea sau icoana Maicii Domnului este smerenia desăvârșită. Noi am auzit, vorbim despre smerenia, despre smerita smerenia lui Hristos, vorbim de smerenia Sfinților, dar despre smerenia Maicii Domnului n-am vorbit pentru că nu putem să o cunoaștem pe Maica Domnului decât în smerenia ei, decât coborând, dacă vreți, acolo unde așteaptă Maica Domnului. Deși este împărăteasa cerurilor, noi trebuie să coborâm în smerenia cea mai adâncă pentru a o cunoaște. Astăzi, cu îngăduința dumneavoastră, frăților voastre, vreau să vorbim despre singurul lucru nou sub soare, așa cum definește Sfântul Ioan Damaschinul pe Mântuitorul Iisus Hristos, nașterea, întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, în omenirea omului și cuvântul care s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi și întru noi. Sunteți în direct, bine ați venit! Facem o emisiune cu o săptămână înainte de nașterea Domnului. Orice bucurie vreți să ne spuneți, sunteți binevenit! Alo? Da, bine ați venit! Alo, bună ziua! Loredana din Târgoviște. Bine ați venit, Loredana! Aș vrea să vă spun că eu sunt foarte, foarte fericită de apropierea Crăciunului prin nașterea pruncului nostru sfânt, nu cu mâncare și băutură, cu rugăciuni. Mă rog pentru toți oamenii care trec prin momente grele. Vreau să vă împărtășesc o fericire de-a mea. Adică eu îl iubesc foarte, foarte mult pe Domnul nostru Iisus Hristos. Plâng, pentru că știu că ne-a luat nouă păcatele și vreau să vă spun că această sărbătoare eu aștept cu atâta simplitate, cu atâta decență, pentru că așa a fost născut Domnul nostru Iisus Hristos, în simplitate, înțelegeți? Foarte frumos, ar fi fost o temă foarte potrivită pentru bune. Azi. Alo, m-auziți? Da, ar fi fost o temă foarte frumoasă pentru astăzi, dacă ați fi transmis-o, să vorbim despre simplitate, despre smerenia în care s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos și cum primim noi aceasta. Da, asta vreau să vă spun și vă mulțumesc foarte mult pentru această emisiune, vă urmăresc permanent și să încercăm să vorbim mai mult de Domnul nostru Iisus Hristos, mai mult. Da, asta este treaba noastră. Și de faptele noastre. Da. Vă mulțumesc frumos și vă urmăresc cu mare drag și vă spun cu lacrimi. Vă așteptăm, vă mai așteptăm pe la noi să fiți bucuroasă, să fiți fericită, să-l primiți cum se cuvine, pentru că el s-a născut istoric acum 2000 de ani, dar de asemenea așteaptă să se nască în întunericul peșterii din inima noastră, fiindcă de fapt ăsta este și sensul pentru care s-a întrupat Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, ca să alunge întunericul din inima noastră, să alunge întunericul din lume, să alunge supărarea din lume, grija din lume. Veniți toți cei împovărați, lăsați grijile voastre, grija cea lumească să o lepădăm și toate celelalte. Pentru aceasta a venit. Avem poruncă, fraților, să fim fericiți.
nu este opțional să fii fericit. Viața nu este opțională, nu e un drept viața. Pentru că la un drept poți să și renunți. Viața nu este un drept, este un dar pe care l-a dat Dumnezeu, pe care îl ocrotește Dumnezeu, îl ține Dumnezeu, inima aceasta pe care ne-a dat-o și pe care o vrea toată să-i o ducem înapoi. Bine ați venit! Sunteți în direct, singurul lucru nou sub soare, întruparea Domnului nostru Iisus Hristos, nașterea sa, bucuria pe care o aduce, până la urmă ne-o aduce Dumnezeu, împlinirea profeției, împlinirea legământului pe care îl face dintr-un început Dumnezeu cu omului, promisiunea pe care o face Dumnezeu omului și iată, această promisiune se împlinește, de fapt, printr-o femeie, o maică fecioară, maica Domnului. Nu pe bărbat l-a însărcinat Dumnezeu ca să zdrobească capul șarpelui, ci iată o fecioară în chip minunat, paradoxal, de neînțeles, aproape irațional și suprarațional, ilogic și supralogic. Toate acestea nu pot să descrie această taină din veci ascunsă și de îngeri neștiută, întruparea Domnului, nașterea Domnului și toate celelalte. Bine ați venit, vă rog, sunteți în direct. Sărbătoarea, Părinte! Bună să vă fie inima, după cum vă este și căutătura. Ce frumos cuvânt are românul. Absolut minunat acest suflet românesc. Expresia Părinte, cea mai frumoasă pentru sărăcie în România este asta, atât de sărac încât nu are ulei să-și pună în candelă. Iată, nu e sărac că nu are să dea mâncare la copii și îi duce în pădure să-i abandoneze acolo ca Hansel și Gretel, ci sărăcia maximă este considerată aceea când nu ai ulei să pui în candelă ca prima grijă a sufletului de român. Bine ați venit! Sărbătoarea, Părinte! Vreau să vă fac și o întrebare. Viorica, da, Viorica. Am trei băieți, am Nicu, Vasile și Bogdan. Da? Și eu mergeam, luam calea bisericii, părinte, înainte zi, cheamă-l spesele, cheamă-l fetrii. Și luam calea bisericii înainte, părinte, eram zi, eram fost bolnav, am avut o depresie. Și atunci când am avut depresie, eu mergeam zi, acum de o lună, două de zile, nu pot să mai merg la biserică, părinte, am căutăți mari, părinte, nu știu cum să fac, nu știu să fac, nu știu, bag, nici să-mi depătăt. Nu știu, te rog, nimeni, părinte, ce pot să fac? Păi, când se întâmplă așa, uitați cum să faceți. Puneți mâna pe telefon, ca acum orice om are un telefon, formați numărul de telefon al părintelui duhovnic sau al părintelui paroh și spuneți-i așa, părinte, am venit tot anul la biserică, te-aș ruga să vii la mine acum, că am o mare suferință și vreau să te rog să vii la mine, să vii în casa mea, pentru că vreau să-mi descarc sufletul, vreau să-mi ușurez apăsarea. Asta să faceți. Da, părinte, când vreau să mă încep să mă rog, nu mai mă rugam cum mă rugam înainte, nu mai, sunt femeia care am fost. Asta vreau să vă spun. Chemați-l pe părintele duhovnic și o să vedeți că el, dacă o să aibă timpul necesar, o să aibă tihna necesară, o să vă descopere de unde vine această apăsare, de unde vine această ispită, de unde vin lacrimile acestea, de unde vine uscăciunea la rugăciune, toate celelalte. Dar prezența părintelui în casa dumneavoastră o să fie... O să vă aduc o mare bucurie. Faceți asta. Părinte, vreau să vii la mine. Trebuie să vii la mine. Și părintele o să vină. Mulțumim să frumos. Azi, da, spuneți. Da, vreau și eu să fac și o pomenică așa de sănătate pentru copii. Măcar aș fi să-mi... Cum pot? Din rugăciune la dumneavoastră. Da, am reținut. Vasile, Nicolae și Bogdan. Și doi nepoței, Andreea și Vasile, Bogdan și Sebastian. Așa, foarte bine. Eu i-am reținut pe cei trei. Sebastian are ziua de nume azi. Spuneți-i la mulți ani lui Sebastian, că astăzi este Sfântul Mucenic Sebastian. Da, e la mulțumesc. Așa. Bine. Rog pe Dumnezeu să-mi țină memoria, să pot să țin minte pe de rost numele și pomelnicele. Da, o să-i pomenim. Vă promit că o să-i pomenim. Pe Vasile, pe Nicolae
și pe Bogdan și pe Sebastian și dacă Dumnezeu să ne pună în minte, să ne aducem aminte, îi pomenim pe toți. Dinpreună cu mama lor care plânge pentru ei. Dar chemați-l pe părintele. Asta e treaba părintelui. Trebuie să-l chemați, să-l sunați, să-l chemați și să vină să vă mângâie. Că e așa să-i spuneți. Părinte, am o împiedicare acum și vă rog să veniți la mine. Singurul lucru nou sub soare, bucuria aceasta pe care ne-o dă Dumnezeu, cât a așteptat Dumnezeu, mii de ani a așteptat Dumnezeu, am putea spune că Dumnezeu din tot ce a oferit pământul, din tot ce a oferit omul, n-a avut nevoie de nimic pentru a-și împlini promisiunea decât de o singură persoană. Am putea spune că în persoana aceasta se adună toată așteptarea lui Dumnezeu, în persoana aceasta minunată, o fetiță până la urmă, un copilaș, Fecioara Maria, care împlinește promisiunea Domnului, îl ajută pe Dumnezeu, cel care nu are nevoie nimic de nimic de la nimeni, are nevoie de o fecioară să-și o facă maică. Un cuvânt atât de minunat încât, cum să spun, ne umplem de bucurie numai când auzim. Bine ați venit, singurul lucru nou sub soare. Să rămână, părinte. Ce bine că astăzi au sunat multe credincioase. Astăzi înseamnă că este o stare de sensibilitate de la Sfânta Liturghie. Vă rog, Doamne, bine ați venit. Doamne ajută, așa să fie. Vă mulțumesc că am primit cărțile. Vă mulțumesc tare mult, tare, tare mult. Din păcate eu nu pot să spun același lucru pe care a spus Doamna dinaintea mea, că îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Eu îl iubesc mai mult pe Maica Domnului. Ah, frumos. Am rămas pentru o clipă, am rămas fără respirație. Acum iertați-mă, cred că am, nu știu, probabil e linie directă, nu știu. Da, nu știu. Ce se întâmplă? E un lucru foarte limpede și asta o spun toți marii sfinți părinți, părintele Arsenie, toți părinții mari vorbesc despre asta, că nu poți să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos fără să o cunoști pe Maica Domnului. N-ai cum, să ajungi la Hristos decât prin Maica Domnului. Asta toți sfinții părinți, sigur că poți să ai o iluzie, sigur că poți să te numești creștin, sigur că poți să mărturisești că Iisus Hristos este o persoană istorică, că este un întemeietor de religie, care a făcut creștinismul, dar să-L cunoști pe Iisus Hristos, Dumnezeu și om, asta nu se poate decât prin Maica Domnului. Prin urmare, nu e greșit ce ați spus, dimpotrivă, aceasta este calea duhovnicește, aceasta este calea. Să iubim pe Maica Domnului care este întru totul de o ființă cu noi și de asemenea este prima dintre oameni întru totul de o ființă cu noi, cum spuneam, și ca persoană, iată, care ajunge în împărăție, care ajunge cu trupul transfigurat în Dumnezeit, așa cum așteptăm și noi și ne-a promis Mântuitorul Iisus Hristos că vom fi și noi la a doua venire, la judecata, la învierea cea de obște. Aș vrea să vă mai spun ceva, părinte. Da. Doamna care a spus de trei băieți, da, din păcate nu i-am reținut numele și eu am făcut o depresie, urâtă chiar, dar părintele meu duhovnic m-a ajutat. Nu pot să spun că mi-a trecut încă frica. O să întreb părintele de unde vine frica asta, dar când sunt acolo, în Sfânta Biserică, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la Sfântul Maslu, când părintele meu duhovnic este aproape, nu mi este frică niciun pic. Și dacă simt că e ceva neregulă, o chem pe Maica Domnului acolo în Sfânta Biserică și pe Domnul Iisus Hristos și zic: ajutați-mă că eu am venit, vreau să stau la toată slujba, mă ajutăm, dă putere. Și vreau să vă mai spun ceva, părinte, oare eu greșesc? Am vreo 13, 14, 15 icoane cu Maica Domnului? Nu greșiți, dar cum să spun, vedeți, în ziua de astăzi, dacă vă vine, de exemplu, un musafir sau un coleg de muncă care nu are nicio treabă cu creștinismul, se smintește. Adică de aceea și spune Mântuitorul Iisus Hristos:
și ne spun toți Sfinții Părinți, tu intră în cămara ta, adică acolo unde aveți icoanele acelea, bine ar fi să vă fie locul de rugăciune, să nu fie păi un nu loc în care nimeni, are părinte. Acces oricine. Nu intră nimeni acolo. Atunci, ce poate dar ce fi să greșit? Fac dacă mi-i zdragi și pe la ce mănăstire trec? Nu e nimic greșit. Ce să fac? Și, părinte, e păcat dacă eu dau tămâie și smirnă de pomană? Nu, cum să fie păcat? De ce să fie păcat? Nu știu, nu aveam așa o... Nu, dimpotrivă. Păi ce înseamnă acest cuvânt pomană și, de fapt, cum se răspunde la atunci când faci un gest din acesta, din inimă, un gest filotim, un gest filantropic, un gest creștinesc până la urmă, Bogda proste, care înseamnă să se milostivească Dumnezeu de morții tăi. Așa că atunci când dumneavoastră dați smirnă și tămâie, practic noi spunem Bogda proste, să se milostivească Dumnezeu de morții tăi și noi aprindem acolo când pomenim morții. Da, nu e deloc păcat. Cum să fie păcat? Nici măcar greșit nu e. Părinte, la toată luna sărbători binecuvântate și să dea Dumnezeu să ne întâlnim sănătoși. Amin. Sigur că da. Să ne întâlnim, cum spunea părintele Cleopa, să ne întâlnim la rai. Cât de frumos ar fi ca... Acum fac și eu un exercițiu din acesta așa naiv și copilăresc, că cu cei mai mulți dintre frățile voastre, 99,99% dintre cei care privesc la televizor și cred în Domnul nostru Iisus Hristos, în dumnezeirea sa, în omenitatea sa, cred în Maica Domnului ca născătoare de Dumnezeu, ca fecioară și ca îndumnezeită și ca mijlocitoare rugătoare pentru oameni. Deci cei mai mulți dintre aceștia vor vedea lumina cea nezidită, vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Și poate zic și eu așa, nu îndrăznesc prea mult, deși mi-aș dori foarte mult ca toți să se mântuiască. Și, bineînțeles, să-i văd și eu pe cei care să se mântuiască și să spună, părinte, noi ne cunoaștem, fiindcă ne-am văzut și acum ne vedem și față către față, ne-am văzut când eram în trup, eu știu cum o fi, e o naivitate, dar e o dorință copilărească și spune Mântuitorul Iisus Hristos, până nu veți fi ca acești copii, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Am spus așa copilărește că poate cu mii, zeci de mii, sute de mii nici nu pot da seama câți dintre frățile voastre cu care ne întâlnim în duh, ne întâlnim în lumină, poate, cum va vrea și Domnul, poate ne vom întâlni și vom spune, iată, ne cunoaștem încă de când eram în trup. Bine ați venit, sunteți în direct. A fost până acum o emisiune frumoasă, luminoasă, cu bucurie. Poate înmulțiți această bucurie. Singurul lucru nou sub soare. Amin. Să rămână, să trăim, să ne întâlnim, adică și în viața cea de veci. Da, asta spuneam. Da, în lumea asta care zace în cel rău, bineînțeles că singurul lucru nou sub soare și lumina cea adevărată, luminița cea de la capătul tunelului pe care o căutăm și de 89 și așa, este Domnul Hristos, într-adevăr. Da, părinte, iertați-mă legat de frică ce spunea doamna. Da, 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 și eu vreau să-i spun un cuvânt. M-am uitat la televizor și de-aia m-am întrerupt. Știm că frica este de la diavol și pentru ca să scăpăm de ea trebuie să ne întărim prin rugăciune, prin legătura cu Sfânta Biserică, bineînțeles, prin spovedanie și cu legătura cu duhovnicul nostru care trebuie să-l avem permanent în preajmă, în ceea ce avem lucruri importante în viață la un moment dat de săvârșit, să ne consultăm cu preotul duhovnic. Dar această frică, vedeți că noi cei care am prins 89 înainte de 89 da. Am trăit-o. Așa este, în regimul da. Totalitar care a fost. Dar trebuie să fim atenți acum, pentru că și acum este o frică. Este o frică să vorbim de anumite autorități, de anumite
E frică, dar copiii aia care s-au jertfit în 89, de exemplu la noi la Câmpina este un monument făcut pentru copiii aia, două camioane de la regimentul de securitate care au fost măcelăriți într-o dimineață, au fost chemați la București, la Otopeni și au fost măcelăriți. Ei pentru libertate, pentru demnitatea poporului român, deci demnitate înseamnă și lucrul acesta, să poți să spui adevărul. Să nu ne fie frică, să-l arătăm pe cel mincinos, nu? Așa nu trebuie este. Să ne îndepărtăm, să aprobăm politica bună și să o înfierăm pe cea rea, nu? Uitați pentru că totul de la... să facă pentru binele tuturor. De la Dumnezeu și... a fost telefonul ăsta și nu întâmplător, mai ales acum în săptămâna aceasta care premerge praznicul cel minunat. Poate vreodată reușiți să faceți rost de pomelnicul cu numele celor care au fost acolo și să mi-l transmiteți într-un fel sau altul. Aș fi tare bucuros. Este chiar pe monument. Este chiar pe monument acolo. Nu da? Faceți o fotografie cu numele lor și să-i pomenim, că poate ar fi un lucru minunat. Ce mai mult de atât am putea să facem decât să-i pomenim la proscomidie, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Atunci puseseră în septembrie octombrie, intraseră în armată, deci erau copii de 18 ani. Copii de 18 ani. Știu că am făcut armata exact atunci. Da. Și vă dați seama că a fost un sacrificiu, o jertfă lor și nu, acum nu trebuie să ne fie frică. Și mai vreau ceva să spun. Vă rog, mai sunt 3 minute să știți că... Cum a fost comunismul, să arată acum către unii că, aoleu, vedeți că e Țara Roșie și nu știu ce să n-aducă comunismul. Trebuie să ne fie frică și să nu repetăm greșeala, să o spun eu, uite, din popor, dintre credincioși, că biserica suntem toți, să avem grijă să nu cădem în greșeala care a fost înainte de 44 cu legionarismul. Pentru că mișcarea de dreapta acum se pare că are niște forțe, procuratura îi spun pe nume, așa, cu care să... și să nu cădem în extrema cealaltă, extrema de dreapta, care este fascism. Să avem grijă că și Hitler a venit prin alegeri democratice la putere și a făcut zăpăceala care a făcut-o în lume pe urmă. Să avem grijă acum că bisericii s-a spus că a fost biserica cu legionarii, cu nu știu ce. Uite, acum noi luăm atitudinea, avem grijă să fim pe calea de mijloc, să fim pe calea înțelepciunii și să avem grijă nici cu ea, nici cu ea, să fim cu adevărul. Da, e adevărat. E adevărat că e o grijă exagerată pentru acest lucru, numai că, sigur, sunt foarte puține minute, mai sunt sau chiar secunde, însă trebuie să spun lucrul acesta. Nu putem dezlipi noi creștinii, nu putem dezlipi naționalismul de creștinism. Nu avem cum. Naționalismul românesc nu poate fi deslipit de biserică, de neam, de limbă, de liturghie. Ori naționalismul românesc nu are nimic de extremă, nimic fascism. Înseamnă sufletul românesc. Dacă vreți, Eminescu e naționalist. Dacă vreți, martirul Constantin Brâncoveanu cu fiii săi sunt naționaliști, pentru că ei nu s-au lepădat de neamul lor, pentru că nu s-au lepădat de credința lor. Sigur, e o altă discuție, dar pentru că ați adus tema aceasta și nu pot să fiu neutru în sensul de nepăsător, trebuie să spunem că nu poți. Vorbește atât de frumos Părintele Stăniloae, care cred, nu știu, nu îndrăznesc să spun, dar cred că este sfânt, pentru că nimeni nu putea să scrie asemenea lucrare, să facă o asemenea lucrare decât dacă Duhul Sfânt îl inspira. Și atunci Părintele Stăniloae vorbește despre naționalismul românesc, despre sufletul românesc, care este cu totul și cu totul ideal, cu totul și cu totul necombatant în sensul de neagresiv. Nu are nimic agresiv, nimic în extremă. Este tocmai calea de mijloc. Nu poți să te desprinzi de neamul tău, cum ați spus, că trebuie să spui adevărul. Și dacă spui adevărul, atunci adevărul înseamnă așa, că eu sunt român și creștin și ortodox și aceasta este identitatea mea. Nu am altă identitate, fără să mi se pară că mă situez geografic sau geopolitic la polul sud sau polul nord. Știu că sunt în Europa, numai că Europa nu aduce nimic nou sub soare, lumea nu aduce nimic nou sub soare,
totul este vânare de vânt, este praf și cenușă, este ca floarea care azi înflorește, dimineața înflorește și seara se usucă și se aruncă în cuptor. Totul este deșertăciunea deșertăciunilor, afară de întruparea, nașterea, moartea, învierea, înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos. Și nimic din toate acestea nu s-ar fi putut petrece fără această prea minunată Maică și Fecioară care, pe care noi atât de frumos o numim românii Măicuța Domnului, Maica Domnului. Îndrăznim să-i spunem Măicuța Domnului pentru că această adresare, acest diminutiv arată că o socotim și pe noi Măicuța noastră. Și voi încheia emisiunea aceasta cu un cuvânt al părintelui Arsenie Papacioc, care spunea așa că o tânără a venit și i-a spus că ar vrea să o cunoască pe Maica Domnului și să și-o facă Maica sa. Și atunci părintele Arsenie Papacioc i-a spus așa, că Maica Domnului îi transmite să se facă ea fiica Maicii Domnului. Adică fii tu fiică și eu îți voi fi mamă. Așa că pentru fiecare dintre noi, cei care spunem că suntem creștini, cei care spunem că suntem ortodoxi, în măsura aceasta suntem frați cu Mântuitorul Hristos, în măsura aceea suntem fii a Tatălui Celui Ceresc, în măsura în care suntem și fii ai Maicii Domnului. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Mă bucur mult pentru bucuria pe care mi-ați făcut-o și pe care ați făcut-o și celorlalți frați ai noștri creștini. Vă doresc să aveți pace și bucurie întru Domnul și să așteptăm nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu răbdare, cu bucurie, cu înțelepciune și cu iertare pentru toți.